cum se montează trapa. Trapele de vizitare pot fi alese în funcție de mai multe specificații, precum materialul din care sunt realizate, dimensiunile, culoarea sau tipul sistemului de închidere. Se măsoară dimensiunea trapei. Folosind o nivelă cu bulă de aer, se marchează dimensiunea trapei cu creionul, aceasta fiind cu aproximativ 3-5 mm mai mare decât dimensiunile trapei. Cu ajutorul unui firăstrău de gips carton, decupați placa realizând golul de trapă. Prin deschiderea nou formată, tăiați surplusul de vată. Asigurați-vă că muchiile golului sunt uniforme și nu prezintă denivelări sau resturi de hârtie. Introduceți diagonal cadrul trapei prin deschidere și așezați-l pe deschiderea pregătită, trăgând ușor de suport. Fixați trapa cu șuruburi autoperforante la o distanță de maxim 200 de mm. În cazul trapelor de acces cu proprietăți de etanșare la aer și etanșare la praf, distanța ar trebui să fie maxim 100 de mm. După fixarea trapei de acces, se pregătește pasta de îmbinare NIDA profesional. La 1 kg de apă se adaugă treptat 0,9 kg de Ipsos și se amestecă până la obținerea consistenței dorite. Cu ajutorul unui șpaclu, umpleți godul dintre cadru și suprafața din jurul plăcii de gips carton cu pasta pregătită. Cu o gletieră, nivelați suprafața și eliminați surplusul. Curățați toate resturile de pastă de îmbinare de pe cadrul trapei de acces. După uscare, verificați dacă mai trebuie adăugat un nou strat de finisare.